Da. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit. Eu nu îmi văd imaginea de control, nu știu dacă reușim să transmitem live, așa că o să vă rog să îmi spuneți dumneavoastră dacă se și vede ceva. Eu nu văd, decât aud. Bună dimineața, să scriem. Și aici pe chat, dați-mi de veste dacă mă și vedeți, eu nu mă văd. Se vede și se aude bine, îmi spune cineva și mă bucur, Ionuț, că mi-ai comunicat chestia asta. Deci astăzi eu m-am gândit la o dezbatere, adică la ceva interactiv altfel decât am avut până acum. Asta se poate grație tehnologiei live aici pe canal și sper să o facem din ce în ce mai des. Și m-am gândit la ceva ce pe mine mă frământă foarte tare și foarte mult, să știți. Teribil de tare și teribil de mult. Și anume, unii din noi am ales să rămânem în România. Alții am ales să plecăm. Și încă alții, ăștia care am mai rămas, deja ne gândim și noi să plecăm. Și cred că ar fi bine să discutăm un pic despre motivele care ne-au făcut pe cei care am ales să rămânem, să rămânem și să muncim și să trăim aici. Cred că ar fi bine apoi să discutăm despre motivele care i-au făcut pe cei care au plecat să plece și să trăiască în altă parte și în sfârșit despre motivele pentru care cei care ne gândim să plecăm o facem. De ce am ajuns să ne gândim să plecăm după ce hotărâsem sau hotărâsem la un moment dat să rămânem în țară? Cred că e o discuție importantă chestia asta pentru că eu anticipez începând cu anul viitor și poate chiar mai repede de anul viitor, la ce se întâmplă un exod al unei anume categorii, începând cu 2025, anume oameni bine pregătiți, o minoritate, oameni care nu o duc rău financiar, oameni care își permit vacanțe, oameni care își permit educație privată a copiilor, dar nici cu aia nu sunt mulțumiți, oameni care își permit câte ceva și cu toate și cu toate astea aleg să plece. Bine, zice Ionuț așa, bună ziua, în comentarii se vede și se aude bine. Motivele pentru care eu, unul, aș pleca nu sunt motive financiare, cum cred unii. Iată exact despre ce discutam adineauri. M-am săturat să aud, dar de ce pleacă lumea din țară că doar și în România poți câștiga bine? Și continuă Ionuț din Caracal. Deci eu nu aș pleca, nu știu dacă e același sau nu cu cel de dinainte, dar zice așa, cred că da, eu nu aș pleca pentru că mor de foame, ci pentru că mi-e teamă să nu fiu eu victima acestor incompetenți. Și mă gândesc din ce în ce mai serios la asta. Vă aștept să-ți mulțumesc mult, Ionuț, și să știi că și pentru mine chestia asta este fundamentală. Gândindu-mă la soarta mea și a familiei mele, vă aștept și celorlalți mesajele aici în direct pe canal, pentru că pe mine mă preocupă mult chestia asta, să știți. Adică de ce am hotărât la un moment dat să rămân și chiar vă îndemn să elaborați un pic pe tema asta. La un moment dat ați hotărât să rămâneți în România, să munciți aici, să trăiți aici, să activați aici orice ați face. Iar alții care trăiți afară, dați-ne răspunsul la întrebarea asta. De ce ați ales la un moment dat să plecați? Mai de curând sau mai de mult? Trebuie că ați avut motive întemeiate pentru care ați făcut acest pas și sunt convins că mai există oameni care se gândesc să facă. Zice Ionuț așa, să facă chestia asta, adică să plece. De ce vă gândiți să plecați? Continuă Ionuț, am scris 3 comentarii pentru că nu pot să scriu tot ce vreau într-un singur comentariu. Absolut corect, e absolut normal. Mesajul care începe cu Caracol este o continuare a celui de mai sus. Îmi cer scuze, n-ai de ce să cer scuze, am înțeles. Îți mulțumesc pentru mesaj. Sunt mulți dintre noi, să știți, în bula noastră, aia pe care eu o tot etichetez de 15-85, dar care e mai puțin de 15, eu cred că e 10-90, care la un moment dat, în trecutul nostru, mai mult sau mai puțin recent, am hotărât să rămânem în România. Ne salută Marius și îl salutăm și pe noi. Marius, tu ești în România, ne scrii de aici, ne scrii de afară,
Dacă ne scrii din România, te gândești să pleci? De ce ai rămas în România? De ce te gândești să pleci dacă o faci? Ziceam că în bula asta noastră există oameni care s-au gândit în vremea din urmă, mai rămân aici, mai are sens, nu mai are sens. Și cred că motivele astea sunt de dezbătut. De ce am hotărât la un moment dat să rămânem? Ne-a reținut ce? Trebuie să fi fost vreun motiv. Și mai e o chestie, scuzați-mă, pe care aș vrea să o abordez. Și anume, cei care trăiți afară, v-ați gândit la un moment dat să vă întoarceți, știind ce se întâmplă acasă? Pentru că acum nu mai trebuie să scrieți cum o făceam eu când eram student la Milano, scrisori cu stiloul și să mergi la poșta italiană să lipești timbru și să-l trimiți să ajungă după 9 zile la Cluj. Acum toți știm clar ce se întâmplă. Știți și dumneavoastră cei de afară ce se întâmplă în România? Știind ce se întâmplă în România, v-ați mai întoarce? Dacă da, de ce? Ca să faceți ce? Dacă nu, de ce nu? Și asta e o dezbatere foarte neconfortabilă, să știți. Asta e o discuție neplăcută, pentru că tot mai mulți dintre noi simțim o senzație de sufocare. Cel puțin eu o simt și am impresia că o simte foarte multă altă lume. Ce anume vă sufocă în traiul din România? La modul figurat, desigur, că nu e vorba de sufocare fizică. Că nu e vorba de lipsa banilor, exact cum spunea Ionuța dinăori. Nu e vorba de a face foamea. Și atunci n-ai ce să faci, te duci în Germania și culegi sparanghel sau căpșuni în Spania pe câțiva euro. Nu-i asta mai nou în România. Decât pentru o anume categorie de oameni. Există și aceia. Acum sunt oameni cu educație bună, oameni cu joburi bine plătite chiar la multinaționale, care nu câștigă rău deloc și care se gândesc foarte serios să lase jobul la multinaționale în orașe mari, în București, în Cluj, în Timișoara, la Iași, unde de bine de rău nu se trăiește ca la Focșani sau la Bârlad. Da? Și cu toate astea sunt dornici să o ia de la capăt altundeva. De ce? Care sunt aceste motive în sufletul acestor oameni? Bine, Marius spune așa, bună dimineața, vă salut din Germania. La mine numărul unu este corupția, un fel de umilință. Și da, m-aș întoarce dacă nu ar câștiga PCR-ul și extremiștii. Da, corupția, știu. Oriunde te duci, nu chiar oriunde, dar în foarte multe locuri din România, începând de la spitalele de stat și până la a-ți lua o autorizație de nu știu ce, dacă nu ți se cere la modul deschis, la modul evident, ți se dă de înțeles. Asta e noul mod de a lua șpagă, de exemplu, în sistemul medical. Lăsați că discutăm după, să iasă bine totul, deci ți se dă de înțeles, bă, acum nu-mi dai nimic, iese bine operația, internarea rudei, soției, soțului, copilului și apoi povestim. Despre ce povestim apoi? Despre tratamentul ulterior, nu numai. Apoi povestim despre, ați înțeles despre ce e vorba. Și atunci sunt oameni care nu mai suportă chestia asta. Pentru că ei sunt asigurați, plătesc deja asigurare de sănătate. Marinela ne spune așa, bună dimineața, am fost în Statele Unite în urmă cu 20 de ani. Ne-am întors după 6 ani, nu ne simțeam bine acolo, acum suntem prea în vârstă să mai plecăm undeva. Ne întristează profund ce se întâmplă în țară și aici probabil va continua mesajul Marinelei, căreia îi mulțumesc. Iată, încep să se adună mesajele de la prieteni de-ai noștri care trăiesc ori aici, înăuntru, în spațiul țării, în grădina Maicii Domnului sau afară. Pe mine, să știți că sunt multe lucruri care mă nebunesc, nu că mă deranjează, mă nebunesc. Și vă spuneam că mă simt ca într-un bazin de not plin, nu cu apă, ci cu câlți. Cu câlți de cânepă. Imaginați-vă chestia asta, așa, un efort vizual, dacă vreți. Deci golești apa dintr-un bazin și îl umpli cu vată minerală, ca să fie mai simplă imaginea, da? Cu rotocoale din acelea de vată minerală. Și ești aruncat în mijlocul bazinului, în vata asta minerală, unde oricât te-ai zbate, și te-ai mișca tăindu-te cu fragmentele alea de sticlă sau de bazalt, nu poți înainta, nu poți face nimic.
dacă nu ești de-al lui cu tare. Dacă ești în sistemul universitar, trebuie să fii din gașca aia. Trebuie să nu fii din gașca aia alaltă. Oriunde ai lucrat, până și în privat, asta pe mine m-a nebunit. Chiar și în multinaționale. Dom'le, trebuie să ai anumite ramificații, să fii simpatic anumitora și să nu cumva să fii nesimpatic altora și așa mai departe. Totul este o încrengătură de genul ăsta și la un moment dat obosești. Și îți pui problema, dar de ce să o mai fac? Eu așa simt și din nou, uite, zice Marius, nu accept asta, te cred, nu accepți, dar neacceptând ce facem, Marius? Ce ne facem? Plecăm noi pentru că ăștia rămân. Și atunci din nou vin la cele trei puncte ale emisiunii noastre de astăzi, care se vrea o dezbatere, e o premieră, n-am mai făcut chestia asta pe canal, dar cred că e o idee bună să o facem în măsura în care putem să răspundem la întrebarea ce ne mai ține aici pe cei care mai suntem în România și dorim să rămânem. Doi la mână, de ce ați plecat cei care ați plecat? Ce v-a împins la a face acest pas? Și trei la mână, cei care sunteți afară și vă gândiți să vă întoarceți, de ce v-ați întoarce? Ce v-ar aduce înapoi? Sau nu vă mai gândiți să vă întoarceți deloc? Pur și simplu nu mai vreți să vă întoarceți decât în vizită. Vara, stând la cozile alea infernale la vamă, că Schengen mai durează și cam asta este. Sunt cele trei puncte pe care aș vrea să le ating, pentru că eu anticipez. Uite, scrie Cristian, domnule Ivane, și în privat se intră tot cu relații politice. Bineînțeles, știu chestia asta. Și asta e ceva ce te dă peste cap și mai tare, pentru că îți poți spune, domnule bun, sistemul de stat este căpușat, este parazitat, de către politic, de către tot felul de interese și găști, bun. Dar în privat știam că nu e așa. Iată vine și opinia lui Cristi Minea. Mulțumesc, domnule Ivane, și în privat se intră tot cu relații politice. Păi și atunci, de ce ne mirăm că sunt acești oameni care poate vor altceva? Zice tot Marinela, în special în Timișoara încercăm să facem abstracție de politic. Vom merge la vot ca de fiecare dată. Fiica cea mare trăiește în Franța, insistă să mergem și noi definitiv și nu doar în vizită. Iar Adrian scrie, am plecat din România în urmă cu 14 ani din cauza sistemului corupt. Te gândești să revii, Adrian? Mulțumesc pentru mesaj. Și indiferent dacă da sau ba, ce te-ar aduce? Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ce te-ar aduce înapoi pe tine și pe familia ta? După 14 ani de stat afară, nu rezultă unde ești plecat, nici nu contează. Ar fi ceva, hai să pornim de aici, ar fi ceva ce te-ar aduce înapoi? Dacă s-ar întâmpla ceva în România, A, B, C, lucru, uite, eu vin înapoi cu familia. Sau, pur și simplu, n-are ce să se mai întâmple, te-ai lămurit, e definitiv închisă povestea și unde ești, acolo ești. Cu drag din Timișoara, spune Marinela, mulțumesc foarte mult, cu același drag de la Cluj. Asta este ideea. Nu știu de ce n-am imaginea de control, de aia vă întrebam la începutul emisiunii dacă mă și vedeți, pentru că eu nu mă văd, văd un pătrat alb, mă rog, o culoare foarte bizară, deși data trecută mă vedeam. Bine că e ok și nu avem niciun fel de problemă care mă vedeți dumneavoastră. Doina zice așa, în privat directorii sunt români, chiar și în multinaționale. Atunci poate fi altfel. Asta am observat și eu, Doina, și bine că ai ridicat problema asta, într-adevăr. Inclusiv la multinaționalele IT din Cluj, care Cluj trece drept hub-ul IT, ceva formidă, e o bulă foarte mare care începe să se spargă și IT-ul normal. Și asta am observat. Multinaționale foarte serioase, altminteri, pe plan mondial, foarte serioase, și care aici odată ajunse, și nu-i vorba doar în IT, și în alte domenii tehnice, încep să se românizeze. Încep să capete metehne, pentru că managerii și șefii sunt români și introduc metode românești. Și întotdeauna eu am avut uimirea și nu știu dacă această perplexitate ați avut-o și dumneavoastră. Cum merg întreprinderile astea? Cum merg aceste multinaționale în România? Ce targeturi au? Și le fac, pentru că la modul cum funcționează, ce găști s-au format și acolo, metode de recrutare înnebunitoare, uluitoare și așa mai departe, te și miri că vesticii sunt mulțumiți cu ce se întâmplă la X România, Y România, n-are sens să dau nume pentru că nu-i caz.
Dar foarte bună este observația Doinei, că și aici, în privat, managerii, șefii, șefimea e românească. Și atunci cum să meargă acea întreprindere, acel stabiliment, acea entitate, numiți-o cum doriți, decât așa cum merge? Ok, Viorel zice așa, sunt în Italia de 15 ani. Îmi pare rău că nu am plecat imediat după Revoluție. Viorel, îți mulțumesc. De ce ai plecat? Asta este întrebarea esențială pe care aș vrea să ți-o pun. De ce ai plecat? Ce te-a îndemnat să te duci? Deja sunt 15 ani. Și eu am trăit în Italia mulți ani și m-am simțit extraordinar de bine. Eu am plecat la studii. Tu de ce ai plecat? Și mai ales aș vrea să te întreb și să ne spui, te-ar aduce ceva înapoi? S-ar putea întâmpla ceva în România încât să te gândești, mă, ok, dacă se întâmplă ABC lucru, eu revin. Revin în țara mea. Sau nu mai există conceptul de țara mea și țara mea devine oriunde, acolo unde este bine. Conform dictonului latin, unde e bine, acolo e patria. Nu? Ubi bene, ibi patria. Zice așa, Claudia, soțul meu are peste 50 de ani, este de 2 ani în Germania, avem 3 copii, să vă trăiască, 2 din ei minori. Pe cel mai mic, de 13 ani, l-am înscris din toamnă la o școală din Germania, deci învățământul este primul motiv de emigrare. Iacă-te! Învățământul, spune Claudia, care trăiește în Germania, este primul motiv de emigrare. Iar Viorel răspunde, am tot sperat ca românii să înțeleagă să voteze cu cap, sistemul corupt m-a determinat să plec. Da, ăsta e un light motiv. Să știți că la educație m-am gândit și eu și am făcut următorul raționament, pe care eu îl consider corect, vă întreb ce credeți dumneavoastră despre el, și anume, și dacă în România ai un job bine plătit, la o multinațională, la o nemultinațională, cu șef român, cu metehne români și cu nu știu ce, dar ai bani, cum să vă spun, la modul îndestulător. Dar ce faci cu acești bani? Pentru că sistemul educațional din România e tot ăla. Și apoi sistemul de sănătate din România, bun, ai un abonament la o clinică privată. Poți să ai, dar la chestii mari, serioase, tot în sistemul de stat ajungi. Deci oricât de mulți bani ai avea, doar dacă ești chiar super miliardar și îți vine avionul privat în jumătate de oră și te duce oriunde în lume, dar asta nu se pune. Dar oricât de, de bine plătit ți-ar fi jobul, dacă e ceva la o adică, tot pe mâna sistemului medical românesc ajungi. Oricât de bine ți-ar fi plătit jobul, copiii tăi tot pe mâna sistemului educațional din România ajung. Și atunci tu ca părinte stai și te gândești, și nu doar ca părinte, și dacă n-ai copii. Dar oare e bine să se întâmple asta cu mine și cu familia mea? Adică să-mi educe copiii sistemul ăsta? Să-mi trateze pe mine și pe ei sistemul ăsta? Bun, ce mai avem aici? Sunt multe mesaje și vă mulțumesc foarte mult. Adrian zice, sunt în Olanda și da, m-aș întoarce, dar cred că numai dacă aș vedea o schimbare în bine a traiului, aș vedea o reducere drastică a sistemului bugetar, dar și a sistemului de învățământ și medical. Despre ce vorbeam? Exact despre asta vorbeam. Până una alta, nu știu dacă tu vei vedea chestia asta în curând în România. Marius ne spune, speranța pentru mine este că este să câștige alegerile ADU, adică Alianța Dreapta Unită. Nu am mai fost de 6 ani în țară, deși deținem proprietăți noi, familia, dar totuși suntem plecați toți. Dar eu nu mă simt bine deloc nicăieri. Cum vine asta, adică, Marius? Eu nu mă simt bine deloc nicăieri. Adică nici acolo unde ești, nici în România. Asta e o chestie interesantă și mi se întâmpla și mie, trebuie revenit la ea. Andrei așa zice, mi-a fost cerută șpagă la permisul de conducere la 19 ani și odată când m-am reîntors din Cipru de la lucru pe aeroportul Băneasa la 22 de ani. Apoi am tras concluzia că nu am ce face în România. Experiențe de genul ăsta sunt foarte traumatice, mai ales pentru tineri care cred că
au lumea și au lumea în față și sunt puri și ingenui și merg și lucrează cinstit și acasă la ei se întâmplă chestia asta. E de înțeles și e groaznic. Eu nu-ți spune, nu m-aș mai gândi să plec dacă s-ar întâmpla următoarele. Digitalizare, sistem de sănătate și educație îmbunătățit, poliție bună, legi dure pentru infractori, infrastructură și o altă clasă politică. Practic e o lume întreagă ce ai menționat aici în două rânduri, Ionuț. Și e normal, și eu aș gândi și gândesc așa. Dacă aș avea toate astea, de ce să mă iau și eu și să mă duc pe nu știu unde? Cum urmează să o fac și o să vedeți anunțuri pe canal tot mai dese apropo de asta. Bine, tot Marius ne spune așa, ultima dată parcă am găsit o junglă, fără să exagerez. Iar Andrei ne spune, am 36 de ani, Marius 31. Oameni în floarea vârstei care ar putea da atât de mult aici. Apropo de junglă, și eu mă simt la fel în jungla asta, să știi. Și o junglă în care nu-ți mai găsești locul. O junglă în care dacă ești de al cuiva sau de al nu știu cui, ești ok. Ești parte dintr-o gașcă. Dacă nu ești parte dintr-o gașcă și la fel de valabil și în privat, cum e valabil și în sistemul de stat, ești terminat. Ești descoperit, nu ești al nimănui. Nu contează cât ești de bun, cât ești de rău, cât ești de competent, de necompetent, de incompetent, n-are nicio importanță. Și oameni de genul ăsta care sunt aici pe canal și vă mulțumesc tuturor și care scriu, își pun sufletul pe tavă. Nouă, asta ni s-a întâmplat. De asta am ieșit, de asta am plecat. Și de asta ne-e atât de greu să ne întoarcem. Dacă mai sunt și alte mesaje, cu drag le citesc și să știți că sunt foarte îngândurat și eu și pus pe așa, pe gânduri, da, dar mai mult decât pe gânduri. Pentru că vă mai spun ceva și cred că asta ați observat-o și dumneavoastră. Ne salută Gligor, dar și Florin. Voi pleca din țară dacă în țara asta se va introduce impozitarea progresivă și pensiile lor speciale rămân intacte. Rămân intacte, Florin, să știi, îți garantez. Și da, se va introduce impozitarea progresivă de anul viitor, din 2025, ne-au spus de pe acum. Și de asta anticipam eu un exod din nou, de asta dată nu al căpșunarilor și al, nu știu, altor meserii cu mai puțină pregătire, ci a oamenilor, al oamenilor, exodul, cu un trai cel puțin decent și care nu va mai fi decent de anul viitor încolo și își vor căuta norocul altundeva. Alex zice așa, șofer și eu și nevasta pe comunitate, cred. Acum am rămas în țară pentru că CCC e mac, nu știu ce este CCC, e maxim și lung în România. Nevasta e acum manager transport. Eu am deschis firmă de transport, salar decent. Succes și să vă meargă bine. Vin din Maramureș, Vișeu de Sus, spune Marius, unde au nenorocit pădurile și au ținut zona în subdezvoltare și am plecat când am văzut că nu mai există drepturi, nu mai este justiție, nu mai este nimic. Iar Alexandru spune, dacă iese România din UE, vând tot și plec, nu va ieși România din UE, dar va rămâne așa, cu o apartenență îndoielnică și cu niște cetățeni care tot mai mult vor vrea să-și schimbe țara. Și să știți că eu m-am gândit deseori la chestia asta, dar ce-i greșit să schimb țara? Că în fond nu avem o chestie genetică românească sau ori de care altă etnie în noi. Suntem cetățeni ai lumii, suntem ființe umane. Dacă ne merge mai bine altundeva, de ce să nu mergem altundeva? Da, așa este. Ok, aș fi vrut să-mi și văd imaginea de control, sincer nu înțeleg de ce nu se vede. Dar se mai întâmplă astfel de lucruri tehnice. Confirmați-mi, vă rog, că se vede în continuare și că nu e o problemă, pentru că această emisiune va fi pusă pe canal și va fi disponibilă tuturor. Alin zice așa, atât timp, este ok, Marius, mulțumesc, atât timp cât parlamentarii incită și încurajează ilegalitățile și violența, unde să te întorci? Mulțumesc tuturor care confirmă. O mare plăcere să fiu aici împreună cu voi, pentru că și eu sunt în aceeași situație, de-aia am ales să fac emisiunea asta, să știți. Nu e doar așa,
astea sunt frământările mele și asta voi face și eu. O să vă țin la curent și o să ne vedem și din luna mai încolo, dar din alte locuri multe. Și chestia asta îți dă o senzație stranie de disconfort, cel puțin mie îmi dă. Pentru că îți pui problema de asta, e un pic de ce să plec eu, de ce să nu plece ăștia care fac rău, care îmi fac rău, care ne fac rău, care ne obligă să luăm în considerare gândul plecării. De ce nu pleacă ei? Nu pleacă pentru că ei fură, pentru că ei sunt îndestulați, sunt îmbuibați și noi îi lăsăm să fie îndestulați și îmbuibați prin furt. Și plecăm noi. Cam asta facem. Groaznic. Dar aici am ajuns. Ce ar mai fi de zis? Ar mai fi ceva de zis? Da. Ce ne-ar aduce înapoi? Pe voi ce v-ar aduce înapoi? Cei care sunteți deja plecați. Pentru că eu știu cum e, că am trăit foarte mulți ani și eu afară. Și nu e ușor deloc. Până la urmă, ai amintiri de aici. Până la urmă, gândești în limba română, că e limba pe care ai învățat-o de la mama. Nu? Te gândești pe unde ai copilărit. Te gândești la prieteni, la locuri care sunt ale tale. Așa, Gligor, ce spune așa? De mult timp am gândit să emigrez undeva, dar am lucrat prea mult să am o casă și un colț verde al meu. Te înțeleg? Te înțeleg? De ce să le lași când sunt ale tale din munca ta? Să te duci altundeva, să o iei de la zero și să creezi și acolo un colț verde al tău și cu ăsta de acasă ce se întâmplă? Știu, sunt dileme groasnice. Gheorg ne spune, lipsa de schimbare în bine este motivul plecării sau a revenirii. Știu, dar schimbarea asta în bine este foarte subiectivă și diferă mult în funcție de gândurile fiecăruia. Eu nu ți zice așa, încep să cred că majoritatea oamenilor care, deși ar putea pleca, aleg să rămână, o fac pentru că nu știu ce se întâmplă în țară. Să știi că este o chestie foarte interesantă pe care o spui și îți mulțumesc. Unii oameni, care zic, bă, rămânem aici, vedem, nu știu ce. Ăștia chiar nu își dau seama ce se întâmplă. Ce are loc de fapt? Și ce va avea loc din 2025? Pentru că știți că vine un taifun economic groaznic, pentru că ăștia au nevoie de bani. Au nevoie de bani ca să țină tot sistemul de stat nereformat. Ca să țină pensiile lor speciale în viață, care costă 2 miliarde și jumătate de euro pe an. Dumneavoastră vă dați seama ce sumă e asta pentru România în fiecare an. 2 miliarde și jumătate de euro și nu se mai vorbește nimic de pensiile speciale. Alea pe care Rareș Bogdan ăla le desfința în primele 30 de zile, acum 100 de ani. Țineți minte, totul e în regulă, nu e niciun fel de problemă, toate sunt la locul lor. Viorel zice așa, nu banii sunt problema, mentalitatea colectivă mă dezgustă, tocmai acolo se ajunge, știu. Iar Daniel, nu mă mai întorc. Îmi iau casa aici unde sunt, deși am 2 ani, deși am 2 scuze și în România. De unde ne scrii, Daniel? Unde ai casă și unde ai reușit să te împlinești atât cât se poate? Și cred că se poate împlini oriunde omul. Nu văd neapărat legarea de glie o mare realizare. Ba chiar din potrivă. Mă întreabă Ionuț, dumneavoastră, de ce v-ați întors din străinătate? Au fost două momente când m-am întors eu din străinătate și vă răspund cu plăcere la întrebarea asta. Prima dată după ce am terminat facultatea în Italia, era în 1997 și dacă mai țineți minte, în 96 câștigase Convenția Democratică, pierduse FSN-ul alegerile, câștigase Emil Constantinescu, era o exuberanță și o speranță fantastică. Și eu, naivitatea mea, vă dați seama, aveam 21 pic de ani, în naivitatea mea prostească de tânăr, m-am gândit, băi, acum e momentul pentru oameni ca mine. Tinerii români cu pregătire occidentală eram foarte puțini, nu ca acum 50.000, eram vreo câteva zeci în toată lumea, studenți români absolvenți atunci. Acum e de noi, țara are nevoie, e un sistem democratic, un regim democratic autentic occidental acum la noi. Și asta a fost motivul pentru care eu m-am întors de la Milano în 1997 pentru a-mi trage mânecile sus și a zice, asta este. Acum e. Și să știți că nu știu dacă vreunul din dumneavoastră ați avut această senzație, această trăire pe care am avut-o eu atunci, când m-am întors acasă, în România, la Cluj,
în 97, cu diplomă de Milano, e aia galbenă de sus, nu știu dacă se vede, că n-am imagine de control, dar e aia ultima de sus. Aia este diploma Universității din Milano. Da? Și îi spune dottore in scienze politiche. Deci dottore autentic. Dottore în Italia nu înseamnă că ai doctoratul, cum greșit zicea președintele Băsescu apropo de Ponta. Dottore în Italia înseamnă că ești absolvent al unei universități. Da, absolvent. Așa este terminologia în Italia. Și m-am întors cu chestia asta în România și am descoperit cu groază, ca într-un coșmar, că nu mă vroia nimeni. Și nu doar că nu mă vroia nimeni, ci că foarte multora le era teamă. Le era o groază înfiorătoare. Ca nu cumva să ce. Asta a fost motivul pentru care nu m-au vrut la Universitatea Babeș-Bolyai atunci, pe post de preparator, adică ceva înainte de asistent, pentru că tocmai se înființase Facultatea de Științe Politice și acolo era o grămadă de ceaușiști. Și când m-am dus eu și am zis vreau să dau concurs, aia s-au îngălbenit. Aia au făcut apoplexie. Păi cum dracu să vină ăsta cu Milano, cu nu știu ce, când noi avem doctorate din gândirea tovarășului Ceaușescu și din activitatea revoluționară a tovarășei. Vă dați seama, e la fel și azi. Nu sunt deloc bine văzut și primiți cei care vin de afară, să nu vă imaginați că e altfel, după atâtea decenii. Ăsta e motivul pentru care am plecat în Statele Unite la doctorat. Apoi m-am mai întors odată, dar din motive de familie. Ok, Daniel este din Franța și îți mulțumesc că ne-ai spus chestia asta. Zice Marius, urmăresc mult media din România. E și normal, și eu urmăream când eram în străinătate și voi continua să urmăresc. E prea târziu să vă întorc în țară. Noi îmbătrânim și ne trebuie un sistem de sănătate cât de cât normal. Ați văzut? E firesc. Vrei să știi că te bazezi pe ceva. Bine, Alexandru spune așa, în opinia mea, emigrarea definitivă la vârste mari, deci nu pentru studii universitare a românilor, poate fi interpretată ca gest de dezangajare politică, în sensul de polis și nu doar de refuz. Da, absolut, fără discuție. Precum adânci continuă să rămână traumele sociale cu rădăcini profunde în cei 150 de ani de stabilitate, de statalitate, scuze, română, și care s-au acutizat în perioada totalitară și post-totalitară. Întoarcerea în România, după o perioadă, continuă Alexandru, de migrațiune mare în afară, are a face, în opinia mea, nu cu slaba integrare social-economică a românilor acolo, ci cu imposibilitatea de a adera. De a adera în ce sens? În mod consistent, continuă, la alte povești naționale, luând în considerare că majoritatea țărilor de destinație a migrației fie, acum încerc să măresc, fie ius sanguini sau ius soli, tot construcții esențialmente non-inclusive sunt. Nu știu dacă se gândesc atât de complex oamenii ăștia. Să știți că eu m-am simțit foarte bine în Italia, n-am avut absolut niciun fel de problemă că sunt român, fac parte din cultura română, vorbesc nativ limba română alta decât italiană, ajunsesem să vorbesc italiană, să fiu confundat cu un italian fără niciun fel de problemă. Fără niciun fel de problemă. Sunt oameni mai adaptabili, oameni mai puțin adaptabili. Că aveam o durere în fundul sufletului că a trebuit să plec ca să am o educație bună. Că aveam o durere în fundul sufletului de 20 ceva de ani când România era patrulaterul roșu la putere cu Văcăroiu prim-ministru în anii 90. Cum să nu te doară chestia asta? Și eu stăteam în campusul universității și mă uitam la tinerii și îmi spunea mie ce noroc au oamenii ăștia că s-au născut aici. Vă dați seama, într-o țară stabilă, occidentală, care de zeci de ani are un traiect economic formidabil. Și mă mai gândeam și la mine, ce noroc am că totuși, cu toată cetățenia mea, aveam nevoie de viză, de permis, de tot felul de mizerii, totuși sunt acolo. Da, cam asta este. Mulțumesc tuturor pentru mesaje, să știți, și pentru faptul că ați fost în număr atât de mare. Vom mai continua, nu neapărat doar dezbaterile, dar și emisiunile tradiționale, dar în regim live. Cred că e ok, dacă sunteți desigur de opinie și dumneavoastră, pentru că pentru dumneavoastră, practic, fac ce fac, nu pentru mine. Dacă credeți că e în regulă și mai se mai potrivesc astfel de formate, scrieți-mi, dați-mi de veste și vom mai face atât emisiuni tradiționale, dar așa, în format live, dar și dezbateri despre diverse teme care ne interesează.
pentru că ceea ce văd că se întâmplă și o făceam și eu la începuturile internetului când eram student la Milano. Mă interesa ce se întâmplă acasă, pentru că acasă până la urmă tot România era. Sigur că acasă există și acolo un anume acasă, dar acasă ăla adânc, acasă ăla profund, era tot locul unde mă născusem, locul unde învățasem limba de la mama, locul unde copilărisem, jucasem fotbal pe maidane, cutreierasem primele dăți, străzile din jurul blocului, din cartierul meu din Cluj. Ăla nu poate să dispară, ăla îți rămâne. Și e normal să fie așa. Și atunci sigur te interesează ce se întâmplă, te doare când vezi ce se întâmplă și ai fi vrut să fie mai bine. Asta este. Vă mulțumesc pentru atenție. Mi-ar fi plăcut, dar asta o să facem altă dată, un fundraising pentru a rămâne aici pe canal și din mai încolo, atunci când se va schimba și decorul și locurile de unde transmitem, puteți ajutați canalul prin Patreon, PayPal și Revolut sau prin funcția membrii canalului sau Supers. Supers este chiar simplu și acum există opțiunea aici în dreapta acestui canal unde se scrie mesajul. Așa se poate susține jurnalismul independent oriunde în lume. Vă mulțumesc tuturor că ați fost în această dimineață alături de mine și de noi toți aici pe canal. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune! Și ca de obicei, să auzim numai și numai de bine!